au fost denumiri mai vechi, mai noi, au fost hotare care s-au schimbat. Nu este atât de important, cât de important este că în această regiune au fost și sunt oameni cu demnitate, oameni care au luptat și vor lupta pentru cauza națională și eu mă mândresc că astăzi conduc acest raion. Sigur că avem deja o colaborare foarte frumoasă cu județele din România. Avem o colaborare foarte frumoasă cu toate trei țări baltice. Avem încheiat acordul de colaborare și cu Georgia. Urmează încă să încheiem astăzi un nou acord de colaborare cu județul Tihon și îmi rămâne doar să vă zic bine ați venit la noi, Raioveni. Sigur că vom vorbi și de scena care este ambasadă în Piața Unirii, dar este foarte important că fiecare pas să fie un nou început și nici de cum un pas spre final. Asta îmi doresc. Îmi doresc ca fiecare din județele, satele, raioanele, primăriile care le administrați să înflorească, să crească și noi, cei care suntem în grijă administrației locale, nivelul 1, 2, centrale, parlamente, să ne ducem efortul spre a face tot ce e posibil ca națiunile noastre să înflorească. Invit la microfon pe domnul Elisea Tudorache, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov. Bună ziua, domnule președinte. Văd că în sală sunt foarte mulți oameni, diferite funcții, așa că o să mă rezum, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să fiu astăzi prezent aici. Mulțumesc din suflet, domnule președinte, pentru oportunitatea, pentru inițiativă de a se realiza un protocol între Iarăveni și Ilfov, Iarăveni care mărginește un pic capitala Chișinău, Ilfov care mărginește Bucureștiul ca un râu, de vreun jur, și de aici am izvorât și ideea, dar Ilfov coordinează să facă protocolul de consultare cu toate județele care mărginește care vreme care mărginesc pe capitala Republicii Moldova, Chișinău. Asta ar fi punctul 2. Ar vrea să mulțumesc președintele Consiliului Județean Ilfov pentru că a ținut neapărat să mă vorbesc pe mine următoarea frază. Domnule vicepreședinte, trebuie să mergeți dumneavoastră pentru că promoțiunea politică din care participant are ca obiectiv primordial obiectiv de țară, unirea Basarabiei cu România. Și când spun Basarabia, să știți că am un pic de îndoială în suflet, pentru că Basarabia este un denumire dacă acestui moment românesc, acestui zone României, de către Rusia țaristă, la 1812, trebuia să găsească o altă denumire, odată cu luarea acestui pământ și trebuie să aducem aminte că acest pământ a fost luat printr-un protocol semnat la București. În Hanul Limanul Bay. Protocol semnat de un latin, un francez. La noi acasă, la București. De asemenea, cetarea s-a făcut prin semnul unui român. Tot la București. Ca să știm și aceste lucruri. Nu uit aparatul tehnic care, într-un timp record, a făcut posibilă din partea României semnarea acestui protocol. Noi, România, avem nevoie de foarte multe analize de la diferite ministere ca să semnăm un protocol de colaborare, împărțire cu un județ, fratele nostru, frații noștri, dar aparatul tehnic a făcut acest lucru să se întâmple foarte repede. Și mulțumesc în mod deosebit secretarul general al Consiliului Județean. Suntem de bine în Republica Moldova. De când am intrat, am simțit multă încărcătură, multă încărcătură, multă emoții. În cele două zile care s-au spus, am făcut un tur de postă și am visitat și am văzut
multe obiective și am văzut multe români, care este susținut treaz, menținut treaz cu efortul oamenilor de aici. Oameni care în diferite momente nu sunt ajutați așa cum ar trebui să fie ajutați. Oameni care au păstrat și păstrează românismul aici de la 1912, de când a început colonizarea. Să nu uităm că colonizarea a fost făcută cu elvețieni, germani, ucraineni și aduși foarte mulți oameni de prin Imperiul Comunist, care nu au dat niciun Dumnezeu. Poate nu cred, dar în județul Ilfo este una din tradițiile noastre, pălărit și se păstrează la Ciolpani această tradiție din cele mai vechi timpuri. Și după cum vedeți, așa cum se făcea acum câteva sute, acum câteva mii de ani, se fac în aceleași cuptoare, în aceeași tehnologie, în aceeași formă. Pentru că, prin odărit, când săpăm arheologic, acolo găsim diferite... Vă mulțumesc! Felicit pentru toți cei 40 de ani de la înființare și până astăzi
Vă doresc în anii următori să aveți realizări, satisfacții deosebite, împliniri deosebite. Vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și putere de muncă dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Și dacă vremelnic drumurile istoriei ne-au despărțit și nu am putut avea o capitală, nu am mai putut avea o capitală comună, vă doresc ca în cel mai scurt timp să ne întâlnim în capitala Europei, la Bruxelles. Ei, Mila vă spune că vă așteptăm cu drag, vă așteptăm cu brațele deschise anul viitor să sărbătorim împreună centenarul neamului românesc. Vă așteptăm la Alba Iulia, acolo unde, cu aproape 100 de ani în urmă, așa cum scria cronicarul, am fost un singur gând, o singură dorință, România. Sunt convins că în inima, în sufletul fiecărui român de aici, din țară, de pretutindeni, nu au existat niciodată graniță. Eu în genul de domnul Cusis, directul administrației de la Familie. Domnule, își exprimă mulțumirea pentru faptul că a fost invitat și are bucuria din România, domnule. Și prin faptul că este mandru la o asemenea de eveniment important. Dumnealui aduce felicitări și salutări din partea domnului Corlas Jargumis, președintele Raionului Panevejez, care este membru al Uniunii Regionale din Europa, al autorităților locale. Мы рады нашей дружбой, потому что люди в наших районах, они трудолюбивые, мы очень похожи и надеемся, что наша дружба будет продолжаться еще много лет тому назад. И мы... Доброго вас, Петеш, эксприма Сперанца, к легатурне дин предимия интеррегионная масса будет перпетуать. Очень понятно, что сегодня с подарком от нашего района, как вы видели, привезли символ и флаг нашего района, который хотим вручить вашему президенту. Спасибо вам. Cu această ocazie,
Consiliul Județean, a președintelui Consiliului Județean, dorim să confirmăm o plachetă aniversară domnului Anatolie Timpriu, președintele Consiliului Raional de Alopin, cu ocazia aniversării a 40 de ani de existență a Raionului. Domnule președinte, vicepreședinte, domnule senator, dragi invitați, stimați oaspeți. Acum două zile în Parlamentul României le spuneam din numărul de câteva zile de președinți și vicepreședinte Raionului din Republica Moldova, bine ați venit acasă. Același lucru vreau să spun și acum, celor care vin din România, bine ați venit acasă, pentru că suntem acasă și aici, și în România, pentru că Republica Moldova este România și depinde doar de noi să facem ca ceea ce ne dorim din ce în ce mai mulți cei din Republica Moldova, reunirea, să devină o realitate. La Elovei nu sunt pentru prima dată. Am fost aici chiar în această sală, chiar la aceste două mese, atunci când pregăteam o acțiune importantă la Chișinău, cea mai mare acțiune publică, cel mai mare marș unionist, prin care ne-am exprimat dorința de a ne reuni cu țara. Am fost aici atunci când a fost deferit bustul lui Ferdinand, întâi, regitorul. Gesturi simbolice, veți spune, dar gesturi care contează și care rămân în acest prezent, ca pregătire pentru viitor. Mă bucur că pot reveni astăzi la Eloveni cu o ocazie la fel de fericită și poate chiar mai importantă pentru proiectul nostru de țară și pentru reunire. Un acord de colaborare care înseamnă acea pregătire pragmatică a reunirii. Nu mai trebuie să ne mențim cu integrarea europeană, sunt povești. Singura șansă a Republicii Moldova este reunirea. Și ceea ce am spus de la tribuna Parlamentului, o spun și de la această tribună și de la oricare altă tribună, acolo unde văd oameni buni care au urechi să audă și urechi să vadă. După integrarea NATO și în Uniunea Europeană, singurul proiect de țară pe care îl poate avea România este reunirea. Și nu mai poate nimeni să spună că România nu vrea acest lucru. Pentru că dacă ați fost atenție în ultimii ani, toate sondajele în România arată că numărul celor care își doresc reunirea este în creștere. Și el variază între 65% și 85%. Același lucru se întâmplă și în Republica Moldova. Numărul unioniștilor crește. Chiar dacă suntem o dramă, pentru că foarte mulți români, foarte mulți oameni buni din Republica Moldova pleacă și asistăm la o, nu o să mă feresc de acest cuvânt, deportare organizată în acest teritoriu. Mă bucur cu atât mai mult că există oameni ca cei din Aroveni care fac lucruri frumoase pentru comunitățile locale. Și aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm în relație cu cele două state românești. Proiecte la nivel de comunități locale. Fonduri din Consilii Județene care se meargă în Consilii Raionale. Și mă bucur, în egală măsură, că am aflat ca răspuns la o interpelare pe care am adresat-o Ministrului de Externe de la București, faptul că în ultimul an numărul acordurilor de înfrățire dintre cele două state românești, dintre primării și Consilii Raionale, primării și Consilii Județene, s-a dublat. Acest lucru trebuie să continue și acest lucru trebuie să ținut inclusiv de parlamentari români și de aici, din Republica Moldova și de dincolo. Știți, probabil că am adoptat un proiect de lege în Parlamentul României care a declarat 27 martie, Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătoare națională în România. Iarăși, nu este vorba despre un lucru care s-a numit festivism sau o zi liberă în calendarul românilor. Nu. Pentru că acest proiect de lege prevede inclusiv măsuri de conștientizare a acestui episod. Trăim într-o epocă în care viteza consumului de informații este poate chiar mai mare decât viteza umană. Și trebuie să organizăm acțiuni. Acest lucru prevede proiectul de lege la nivel local, național și, la fel de important, la nivel internațional. Misiunile diplomatice vor avea această obligație. Și o să închei prima vă îndemna să renunțăm la prioritismul care ne tot caracterizat de-a lungul timpului, să fim mai deciși în ceea ce ne dorim, să nu ne ferim să afirmăm că Republica Moldova și România trebuie să se reunească, pentru că vedeți că în ultimul timp chiar și voile românești au devenit mai combative. Haideți să fim și noi la fel, să luptăm pe ce ne dorim. Felicitări ialovenilor, felicitări IELPOF pentru această acțiune minunată. Mulțumesc! Domnule președinte al Consiliului Județean Bastui, domnilor vice
vicepreședinți, domnilor consilieri, județeni, raional, local, domnilor primari, doamnelor și domnilor. Nu mi-aș fi propus să vorbesc de la această tribună, am văzut denunțându-se sintagme de genul proiect de țară. Din păcate, pentru noi, românii, și când vorbesc de români, mă refer și la cei din stânga și la cei din dreapta trupului, nu mai avem un proiect de țară. Și lucrul acesta este tragic. Mi-aș fi dorit ca marcarea celor 100 de ani de la Marea Unire, așa cum este ea definită, să însemne un proiect de țară și o reconciliere, în primul rând, națională. Ieri am văzut la Ștefan Cotă, în Marea Unire, Republica Moldova, cu care județul Dâmbovița are un acord de colaborare. Este ceva mai vechi, am făcut la dumneavoastră, de 7 ani de zile. Construim acolo sau refacem liceul teoretic din Ștefan Cotă. De asemenea, un lucru extraordinar spun eu pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova. Ne-am convins încă o dată alături de colegii mei consilieri județeni că ceea ce am făcut și eu le mulțumesc și în fața dumneavoastră și o fac și la Tecoviște, pentru faptul că am înțeles că Republica Moldova are nevoie și ea de dezvoltare. Și are nevoie a nu fi privită, cum spuneau niște colegi, nu ca o mână întinsă care cer, ci a fi privită cu demnitate, uitându-ne unii în ochii celorlalți și a spune că avem obligația morală, ca frați mai mari, să vă ajutăm să depășiți aceste vicisitudini istorice care vremelii mei au despărțit. Vă felicit la acest aniversar, vă doresc să vă bucurați de cei dragi, vă doresc să observăm împreună și 100 de ani de existența raionului care am auzit. Să sperăm că nu peste mult timp aceste sărbători le putem face împreună în ceea ce se va chema România. Singur, România. Mulțumesc! Știți cu toții că parcursul nostru comun va continua. Parlamentul României, Guvernul României va continua să sprijine Republica Moldova. Și lucrul ăsta, cred că a fost adus la cunoștința publică a tuturor, în urmă cu numai două sau trei săptămâni și la Piatra Neagră a avut loc o ședință comună a celor două guverneri, direct cu care s-au pus la punct anumite lucruri care privesc continuarea relațiilor de colaborare economică, culturală, administrativă între Republica Moldova și România. Vreau să fac mențiunea că în următoarea perioadă Republica Moldova vor veni 100 de microbuze școlare prin Ministerul Dezvoltării Regionale și de asemenea, cred că cunoașteți cu toții că procedurile legate de acordarea cetățeniei române și taxele care sunt solicitate au fost simplificate. De aceea am ținut să vin să dau acest mesaj în calitate de senator de Dâmbovița și pentru că s-a discutat aici, de Alba Iulia, de cine mai aproape de București, Dârgoviștea, pe care o reprezint eu, a fost 330 de ani capitala țării românești. De la 1370 până la 1714, ultimul domnitor la Dârgoviște, Constantin Grâncoveanu, al cărui palat grâncovenesc, județul Dâmbovița, de la Potroș, l-am inaugurat împreună. Domnul președinte a fost prezent acolo și este acolo cineva în colț, da? Domnul colonel, care ne-a și dăruit, da? Ne-a făcut un cadou foarte, foarte frumos. Încheiem cu convingerea că drumul nostru este împreună. Putem să-i spunem calea europeană, domnule deputat, putem să-i spunem numire. Toți știm bine ce gândim și cred că mesajul ăsta este al tuturor. Deci nu e un mesaj al unor, este un mesaj al tuturor celor care îi reprezentăm pe români. Vă urez la mulți ani și să facem lucruri bune. În primul rând, eu aș vrea să spun că
Idei noi avem multe, dar este important să fii susținut de fiecare dată când ai o idee frumoasă. Și cu această ocazie aș vrea să le mulțumesc, în primul rând, consilierilor raionali care au susținut din raionul Ialoveni, sigur, care au susținut această idee a mea și au alocat finanțe necesare pentru a ajunge în ziua de astăzi, când sărbătorim cei 40 de ani, să avem acest album frumos dedicat celor 40 de ani, unde sigur se regăsesc toate primăriile, se regăsesc întreprinderile care ne duc faima raionului și multe, multe lucruri frumoase care am reușit, cred eu, împreună cu autorii acestui album aniversar, să aducem o nouă filă în istoria raionului nostru. Eu n-am să vă rețin, nu vreau sigur să invit aici cel care zi de zi a lucrat asupra acestui album, domnul Schițco. Vă mulțumesc din suflet, din partea tuturor consilierilor, din partea raionului Ialoveni și vă invit să ne spuneți de la cuvinte despre acest frumos album. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, am deosebită plăcere să vă aud în această zi minunată, prelejuită de aniversarea 40 de ani de la crearea raionului Ialoveni și nu mai puțin importantă prin însemnarea unui act de înfrățire cu frații din județul Ilfov. Nu vorbesc de cei de peste Prut, deoarece consider că Prutul ar trebui să fie doar o apă care adapă creația și câmpiile care sunt în apropierea râului, dar nu care divizează. Fiindcă mi s-a sugerat că dispunem de foarte puțin timp, o să fiu ceva mai suficient și o să spun foarte scurt despre acest album aniversar. Dar aș începe la fel, în primul rând, cu mulțumire în adresa Consiliului Raional Ialoveni, consilierii și, în special, să mulțumesc pentru președintele raionului Ialoveni, care a sprijinit cu toată încrederea elaborarea unui atare album jubilar. Intuiesc, fiindcă nu vorbim de lansare, mai bine zis, este o prezentare a acestei ediții. Deoarece orice card care apare își are zborul numai atunci când circulă din mână în mână. Atunci când lumea o va cunoaște, atunci putem să vorbim în detaliu. Cel mai important, am descoperit acești oameni cu suflet de zile mari, oameni care privesc foarte deschis și limpede asupra evenimentelor care le văd zi de zi, dar și zi de zi muncesc pentru crearea unui viitor prosper al acestei unități teritoriale administrative. Aș vrea să mai transmit salutări colegilor care au fost și sunt prezenți în sală și care au fost au stat la baza creierului omului, fiindcă consider că în acea perioadă a fost pusă o bază de temelie importantă și solidă pentru o continuitate de plină și acest lucru este realizat în continuare și de actuala conducere a raionului, consilierii raionali. Două cuvinte despre carte. Ca să vorbesc ca o poziție personală a mea, în cadrul unei emisiuni de lansare a albumului aniversar la Televiziunea Națională, împreună cu domnul Anatolie Dimitriu, președintele Consiliului Raional, moderatorul a avut din atins să întreb cum a fost să-i autorez cartea. Thank you.
iubileul de 40 de ani de la formarea raionului Ialoveni. Și e firesc să ne întrebăm, e o sărbătoare, e un eveniment ordinar, e un punct de reper? Cred că nu e atât de important să-i oferim acestei date o titulatură aparte. Și totuși, fără a exagera, vom afirma că acum, întâi de toate, avem prilejul și dreptul legitim să facem o ochire de retrospectivă, să consemnăm niște realizări, să comparăm între ce am avut și ce avem, să încercăm a pune în prim plan idealurile și năzuințele spre care au râvnit și de care s-au călăuzit câteva generații. Cum se spune în popor, pe parcursul anilor au fost de toate, și mai bune și mai rele. Dar cert e că am rămas fideli unei cauze comune, am contribuit în măsura permisă de funcții și de posibilități la crearea unei imagini pozitive a raionului pe plan republican și internațional. La temelia înregistrării acestor succese, totdeauna s-a aflat administrația publică locală prin reprezentanții săi aleși de public și care au cârmuit pe potriva legii, dar și pe potriva strădanilor și idealurilor lor. Aniversarea pe care o avem ne inspiră încredere într-un viitor prosper, alături de popoarele civilizate, așa cum și-o dorește fiecare cetățean al raionului Ialoveni. Aniversarea pe care o avem este, vrem să credem, oglinda care reflectă rezultatul muncii fiecărui colectiv, dar și a fiecărei persoane în parte, precum și reflectă speranțele generațiilor de ieri și de azi într-un viitor demn pe potriva strădanilor tuturor celor implicați în marea operă de făurire a destinului acestui pământ. Doamnelor și domnilor, festivitatea consacrată jubileului de 40 de ani de la formarea raionului Ialoveni o declarăm deschisă. Domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnilor senatori și deputați din Parlamentul României, domnilor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, domnilor președinți ai Consiliului Județene, domnilor primari din raionul Ialoveni și oaspeți dragi, domnilor consilieri raionali, domnilor consilieri județeni, stimați ialovineni, dragi oaspeți. Astăzi este un eveniment deosebit pentru raionul Ialoveni și am onoarea să vă zic bine ați venit în raionul Ialoveni, la cei 40 de ani de la crearea raionului nostru. Raionul Ialoveni a fost creat în baza hotărârii de guvern din anul 1977, în data de 25 martie. La acea dată, raionul Ialoveni era cel mai mare raion din Republica Moldova, teritorial, se întindea de la Universitatea Agrară, șoseaua Balcani, până la Bulevardul Dacia, șoseaua Muncești. În urma reorganizării din 1999, o parte din localități au trecut în municipiul Chișinău. Dar astăzi, la cei 40 de ani, constatăm că chiar dacă au plecat o parte din teritoriile raionului, conform cărții administrativ-teritoriale din 1999, raionul Ialoveni este iarăși pe primul loc în dezvoltare economică din Republica Moldova. Sigur că în acești 40 de ani, împreună cu cei care au stat la baza creierii raionului, specialiștii care au fost detașați în raionul Ialoveni, de la nivel central, s-au reușit multe lucruri frumoase. Și astăzi noi suntem obligați să continuăm acest parcurs. Voi
spune doar câteva exemple. Luăm exemplul învățământului. În acești 40 de ani au fost construite 18 școli de cultură generală, 23 de grădiniți. Astăzi, în raionul Ialoveni, avem de finalizat doar încă în satul Cigârleni un proiect amplu care s-a început deja și au fost investiți 8 milioane de lei. Avem nevoie să finalizăm construcția școlii, gimnaziu și sunt convins că vom reuși. În acest an, cu suportul partenerilor noștri din România, finalizăm o grădiniță de copii din satul Rusești Noi. De asemenea, finalizăm construcția grădinițelor din satul Hansca și Horodca. Și integral raionul Ialoveni va fi supra-împlinit cu ceea ce vorbim noi, instituțiile preșcolare și școlare. Avem investiții în domeniul tineretului și sportului. Cu suportul Consiliului Raional, a primăriilor, am construit în ultimii ani doar 14 terenuri de mini-fotbal și în acest an, împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru, s-a dat start construcției unui complex sportiv mare în satul Costești. Tineretul din raionul Ialoveni este o mândrie pentru întreg raionul. Doar în ultimii 4 ani, împreună cu tinerii din raionul Ialoveni, am fost desemnați Ialoveni Capitala Tineretului de 2 ori. Avem tineri foarte activi care astăzi sunt tinerii care reușesc și vor face tot posibilul să ne demonstreze că ei sunt viitorul Republicii Moldova. Sistemul de sănătate. În 40 de ani s-a construit Spitalul Raional, s-au construit 18 centre de sănătate. În doar ultimii 7 ani am reușit să construim centrul de sănătate nou din temelii, la Gangura, la Puhoi, la Rezeni, se construiește la Bardăr, centrul de urgență la Văsieni, cu dotări de ultima generație în aceste centre. S-a reușit reparația capitală a multor centre de sănătate, Horești, Zâmbreni, centre medicilor de familie din Pojoreni s-au construit, din Hansca, Nimoreni. Chiar în acest an, împreună cu Consiliul Raional, am dat start lucrărilor de renovare a Spitalului Raional, care avea nevoie de investiții. Și vom investi în jur de 10 milioane de lei doar în Spitalul Raional. Vreau foarte mult și îmi doresc ca tot ceea ce au creat predecesorii noștri, tot ceea ce am preluat noi ca proiecte, nu doar în infrastructură și drumuri. Avem bunul exemplu când s-a aprobat în acest an drumul Pojoreni-Puhoi, în care se vor investi cu acordul și cu ajutorul Băncii Mondiale în jur de peste 200 de milioane de lei. Avem sigur că investiția care o facem în cultură. Noi tot timpul vorbim de cultură la alte articole, dar eu îmi doresc cultura să fie în prim plan, pentru că un popor care nu are cultură, nu are tradiții, nu are istorie, nu are viitor. Un popor fără trecut este un popor fără viitor. De aceea îmi propun foarte mult aceste proiecte de renovare a caselor de cultură din raionul Ialoveni, care le-am început și care le susținem și noi, Consiliul Raional, împreună cu primarii din satele care își doresc să aibă aceste colective frumoase, un lăcaș unde să facă repetiții, să fie dotate, să fie reparate. Sigur că vreau să mulțumesc și Consiliul Județal Alba, care a investit 75.000 de euro în renovarea Muzeului Raional, care sper de asemenea în august să-l dăm în exploatare. Va fi un centru expozițional unic pentru raionul Ialoveni și pentru Republica Moldova. Stimați ialovineni, stimați oaspeți, am obligația în calitate de președinte de raion
împreună cu Consiliul Raional, împreună cu cei angajați din cadrul Consiliului Raional, să le aduc mulțumiri sincere tuturor celor care în prima zi de crearea Raionului Ialoveni au stat la baza acestei hotărâri de guvern și au fost trimiși aici în Raionul Ialoveni. În aceste locuri nu era nicio clădire, erau doar niște vagoane unde ei au venit, s-au amplasat și au început construcția celui mai frumos raion din Republica Moldova. Eu vreau să vă mulțumesc din partea tuturor ialovenienilor, dumneavoastră, celor care au stat la baza creierii acestui raion. Vreau să mulțumesc tuturor președinților a executivului, pe urmă au urmat președinții consiliilor raionale și președinții de raion. S-a schimbat legislația și așa și a fost. Vreau să mulțumesc vicepreședinților de raion care au muncit pentru acest raion. Vreau să mulțumesc consilierilor raionali. Vreau să mulțumesc acelui simplu specialist care a lucrat 40 de ani pentru acest raion și pentru această regiune. Indiferent de hotare, cum s-au schimbat ele, a devenit mai mici sau mai mari, eu sunt convins și știu că fiecare de dumneavoastră s-a dedicat total raionului nostru, s-a dedicat total fiecărui sat în parte. Vreau să mulțumesc primarilor din raionul Ialoveni pentru că avem o colaborare bună și împreună doar. Doar împreună putem să realizăm lucruri frumoase pentru cei care ne-au ales și ne-au dat votul de încredere. Noi suntem acei care trebuie să transmitem optimism și speranță în ochii oamenilor și trebuie să creăm lucruri frumoase. Eu vreau încă o dată să vă aduc sincere mulțumiri tuturor, să vă doresc familiilor dumneavoastră bunăstare și dea Domnul să ne întâlnim și la 100 de ani când vom sărbători aniversarea raionului Ialoveni. Vă mulțumesc! În continuare vom oferi cuvântul prietenilor raionului Ialoveni. Doamnelor și domnilor, la festivitatea noastră este prezent domnul Adrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, căruia îi oferim cuvântul. Stimate domnule președinte de raion, domnule Dimitriu, dragi locuitori ai orașului și ai raionului Ialoveni, tuturor celor care astăzi sunt aici, oaspeților dragi din România, senatori, deputați, președinți de județe, colegi din Republica Moldova, președinți de raioane, președinți de consilii, toți cei care sunteți astăzi aici, sunt, vă spun sincer, copleșit de emoții din două motive. Primul motiv e evident însă și evenimentul marcat astăzi 40 de ani de la formarea raionului Ialoveni. Și motive de emoție am avut ascultându-l și pe domnul Dimitriu, trecând în retrospectivă cum a fost format, ce a devenit și ce este astăzi raionul Ialoveni. Dar al doilea motiv de emoție e că sunt și eu într-un fel pământean cu toți voi cei care locuiți în acest raion, deoarece tatăl meu este născut și crescut în Văsieni, deci sunt și eu din Ialoveni. Într-un fel, revenit acasă, vă mulțumesc mult! Raionul Ialoveni este un raion popular în Republica Moldova. Din câteva motive, e situația geografică, ați contribuit foarte mult și la formarea Chișinăului, de câte se vede, dar și datorită locurilor deosebite, care sunt și o atracție pentru toți cei care vin să viziteze aceste locuri frumoase. Ne mai vorbim de becerile de la Meleștei Mici, care au și ajuns în Cartea Recordurilor Guinness, ne mai vorbind de mica Olandă, cele 10 de hectare de lalele frumoase din satul Bărdar, ne mai vorbim de folclorul care este atât de bine conservat în Valea Botnei sau de vetrele meșteșugarilor
din satele, din localitățile Văsien și Ialoveni. Sunt locuri deosebite, dar cel mai important sunt oameni deosebiți care locuiesc în acest raion. Oameni muncitori, și lucrul ăsta este foarte evident atunci când doar arunci o privire pe pășune, pe ogoare frumoase, lucrate. Atunci când mergi prin piața sau prin piețele agroalimentare și vezi produsele care sunt cultivate și crescute aici în Ialoveni. Ne mai vorbim de oamenii care sau talentele care au fost date de ialoveni prin artiști, muzicieni, profesori și chiar și oameni politici din istorie sau contemporani. Și aici n-aș putea să nu o remarc pe doamna ministru a culturii, Monica Babuc, la fel care bine ați revenit acasă. Cifre, rezultate deosebite și din punct de vedere statistic. O dezvoltare frumoasă a raionului. Sunteți poate printre puținele raioane care aveți cu adevărat o creștere economică, care aveți o creștere demografică și asta înseamnă foarte mult, deoarece oamenii își leagă viitorul de aceste locuri. Aș vrea să vă aduc sincere mulțumiri pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce faceți. Pentru toți cei care ați contribuit la dezvoltarea raionului Ialoveni și pentru toți cei care reușesc să păstreze istoria și să promoveze tradițiile. Primiți sincerele mele felicitări cu frumoasa aniversare de 40 de ani. Doresc tuturor celor care sunt astăzi aici și participă la aceste evenimente să aibă cât mai frumoase evenimente și o zi cât mai frumoasă, chiar dacă soarele nu luminează, dar cu siguranță astăzi atât de puternic, dar în suflet cu siguranță avem soare și căldură. Și încă o dată felicitări tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentului, la fel vă mulțumim. La mulți ani! Și chiar dacă poate la 100 de ani e mai greu să participăm, dar la 50 de ani a raionului Ialoveni, cu siguranță vom participa și eu cu siguranță voi fi aici, indiferent de calitatea pe care o voi avea. Vă mulțumesc foarte mult! Cu deosebit respect îl invităm la microfon pe prietenul nostru de la Dâmbovița, actualmente senator în Senatul României, Adrian Țuțuiano. Stimate domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, stimate doamnă ministru, domnule președinte al raionului Ialoveni, domnilor președinți de consilii județene din Dâmbovița, domnilor primari, onorată asistență, dragii mei, am venit astăzi aici să vă fiu alături la un moment de sărbătoare. 40 de ani de la înființarea acestui raion, moment aniversar pe care am ținut să-l marcăm prin prezența unei delegații numeroase din județul Dâmbovița, județ care în anul 2014 a semnat un acord de înfrățire în baza căruia dezvoltăm relații foarte concrete. Județul Dâmbovița construiește în raionul Ialoveni o grădiniță pentru copiii din Rusești Noi. Va fi gata și sperăm noi cam împreună pe 27 august, ziua Declarației de Independență a Republicii Moldova, să inaugurăm acest obiectiv. Am venit aici și am încercat să sprijinim copiii și am adus ajutoare materiale pentru cei aflați în dificultate. Avem donații de carte, avem schimburi culturale, avem studenți din raion care învață la Târgoviște, avem un viitor bun împreună în față. Vreau să vă reafirm astăzi, în calitate de senator în Parlamentul României, interesul nostru pentru Republica Moldova, pentru dezvoltarea relațiilor economice, sociale, culturale. Vom continua procesul de sprijin concret pentru administrația publică locală și centrală.
În acest an, Guvernul României va aduce în Republica Moldova 100 de microbuze pentru transportul copiilor. La recenta întrunire de la Piatra Neamț, guvernele celor două state au stabilit care sunt domeniile prioritare de colaborare. Vom continua procesul de înfrățire. Județul Dâmbovița va avea un partener pentru fiecare localitate din raionul Ialoveni. Vom continua colaborarea în domeniul educației și vom aduce elevi, profesori, studenți în schimb de experiență. Vom acorda sprijin pentru administrația publică locală, vom dezvolta relațiile culturale și pentru că este aici doamna ministru a culturii, îi propun doamnei ministru să reluăm ceea ce a însemnat cândva un eveniment cultural de excepție. Este vorba de Crizantema de Argint. La Târgoviște, în Dâmbovița, de 50 de ani se desfășoară Crizantema de Aur. An bune am desfășurat un eveniment la Chișinău, Crizantema de Argint, și cred că este de datoria noastră să-l reluăm. Sunt multe alte lucruri despre care am putea să vorbim astăzi, dar pentru că este un moment aniversar, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, vreau să vă felicit pentru cei 40 de ani de existență acestui raion, să vă mulțumesc că ați început festivitatea de astăzi, cistindu-l pe Ferdinand I, întregitorul, cistindu-l pe Marele Domnitor Alexandru cel Bun și depunând împreună cu noi o floare la mormântul soldaților români căzuți pe aceste meleaguri. Toate acestea arată că simțim la fel, că suntem parte a aceleiași nații și cred că este de datoria tuturor să continuăm drumul integrării europene. Pentru că aceasta este, stimați prieteni, soluția pentru dumneavoastră și pentru noi împreună. Vă urez la mulți ani, să ne vedem mulți ani de aici încolo, să ne vedem sănătoși. Iubesc Republica Moldova, vă iubesc pe toți și vă voi fi alături cât timp voi putea să fac ceva pentru națiunea noastră. La mulți ani! Onorat public, în semn de recunoștință pentru meritele domnului Țuianu față de raionul Ialoveni, Consiliul Raioan al Ialoveni i-a conferit titlul Cetățean de Onoare al raionului Ialoveni. Aplauzele noastre, vă rog! Am fost de două ori foarte emoționat când am primit titlul de cetățean de onoare. Când l-am primit în comuna Malu cu Flori din județul Dâmbovița, acolo unde m-am născut, și astăzi când îl primesc la Ialoveni. Pentru că amândouă localitățile sunt în sufletul meu. Și titlul de astăzi mă obligă să continui alături de colegii mei să facem bine pentru dumneavoastră. Încă o dată, la mulți ani, mulțumesc mult, vă rămân profund îndatorat. Mulțumim, ne onorează cu prezența la festivitate originară din raionul Ialoveni, știți, cred că foarte bine, doamna ministru al culturii, Monica Babuc, căreia îi oferim cuvântul. Stimate domnule președinte a Parlamentului, stimate domnule președinte a raionului, dragi prieteni, dragi concetățeni, dragi pământeni ai mei, este adevărat că nu poți să rostești cuvinte la adresa celor care aniversează 40 de ani a raionului și să nu-ți aduci aminte că aceste evenimente au trecut ca un fir roșu și prin biografia mea. În 1977, mi-aduc aminte foarte bine, eram eleva școlii Medi Bardar, școala mea iubită și satul meu iubit,
elevă în clasa 7-a și am rămas într-un fel extrem de surprinși că satul nostru urma să treacă din subordinea raionului Hâncești, pe atunci Cotovski, un orășel extrem de frumos, cu multe atracții de diferit fel, cultural, în primul rând, muzee, biserici frumoase și așa mai departe, într-o localitate pe care noi practic nu o cunoșteam. E bine, și când am cunoscut-o, văzând că e un sat mai mic decât Bardaru și din punctul nostru de vedere cel care nu prea corespundea unui centru raional, sigur că am rămas într-un fel dezamăgiți, dar numai la prima fază, pentru că este adevărat ce s-a spus aici, oamenii care au venit să construiască acest raion au pus atâta suflet și atâta muncă în realizarea obiectivelor lor, că astăzi asistăm la un eveniment care întrunește localități și centrul raional, unul dintre cele mai apreciate din Republica Moldova. Vreau să vă spun că sunt fericită ca și ministru al culturii să remarc câți oameni de cultură notorii au pornit din acest raion. În primul rând o să-i enumăr pe cei din satul Bardar și vorbesc aici de Vasile Iovo, de Petru Vutcărău, vorbesc aici de Anastasia Lazariuc, de Ion Surucianu și de atâția alții care au făcut ca raionul nostru să fie cunoscut departe de hotarele sale. Sunt bucuroasă să aud aici, din gura președintelui raionului, domnul Anatol Dimitriu, că recunoaște că cultura nu mai trebuie să aibă articole de buget la alte articole, ci trebuie să se încadreze plenar în politicile durabile de dezvoltare a țării noastre. Eu sunt sigură că dacă la enumerarea acelor școli, grădinițe, centre de sănătate pe care le-ați realizat în acești ani se vor adăuga și casele de cultură din raionul Ialoveni, atunci cu siguranță și indicele demografic și indicii economici din raionul nostru vor crește. Vreau să aduc aici un pios omagiu tuturor celor care în 40 de ani au creat gloria acestui raion. Și nu în ultimul rând, bunului și iubitului meu tată, Nicolae Sava, multiplu consilier raional, primar, președinte de colhoz în satul meu, președinte a Asociației Mosel Hostehnica, pentru că știu cum și-a iubit satul și raionul. De asemenea, tuturor pedagogilor, cei care au stat la baza cunoștințelor adresate tinerilor din acest raion, care au devenit ulterior cap și factor de decizie în raionul nostru. Vreau să salut toți oamenii de cultură din raionul Ialoveni și să le mulțumesc pentru multiple acțiuni culturale, precum festivalurile cunoscute la Poalele Țigrei, Mândră Floare de Salcâm din Văsieni și Zâmbreni, Festivalul Vărzărilor de la Ruseștii Noi, Festivalul Frunzanucului de la Bardar, Festivalul în cinstea Marelui Rapsod Vidrașcu de la Costești și tot așa mai departe, și tot așa mai departe, pentru că toate aceste evenimente și colectivele folclorice și de altfel care există în Ialoveni, vă rog să mă credeți, duc faima culturii noastre departe de hotarele țării. Felicitări tuturor, dragi pământeni, dragi compatrioți, felicitări conducerii raionului pentru organizarea exemplară a acestei manifestări și eu sunt sigură că noi ne vom mai întâlni de multe ori în cadrul mai multor activități culturale inclusiv. La mulți ani! Oferim cuvântul domnului Vladimir Cernat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, originar din orașul Ialoveni. Hristos a înviat!
domnule președinte Cando, domnule președinte Dimitriu, mulți stimați oaspeți din România, bine ați venit acasă, stimați primari, stimați eloveneni, sunt foarte onorat să fiu astăzi aici, la aniversarea celor 40 de ani de la formarea Raionului Ialoveni. Și sunt mândru că sunt din Ialoveni, deoarece acești 40 de ani au fost remarcați cu multe evenimente de extremă. Și prioritățile care au fost stabilite de către dumneavoastră au fost cele care au fost obiectivele clare mișcării renașterii naționale. Sunt mândru că sunt din Ialoveni, vă felicit cu această ocazie, vă doresc ca anii care vor preceda să fie plini de reușite, plini de realizări mai bune, deoarece chiar astăzi în cadrul Consiliului Raional a fost semnat un acord de colaborare între Raionul Ialoveni și județul Ilfov, ceea ce vă felicit. Să fiți sănătoși, să vă bucurați, să vedem aceste echipuri luminoase și să fie pentru ce să muncim. Să fiți sănătoși, știți că sunteți cei mai buni, ialoveni înainte. Îl invităm la microfon cu tot respectul pe domnul Anatole Stefanov, protopopul Raionului Ialoveni. Stimate domnul președinte al Parlamentului, stimate domn președinte al Raionului, onorați oaspeți, distinți coparticipanți la această sărbătoare aniversară. Hristos a înviat! Vă salut pe toți cordial și vă felicit cu prelejul marcării celor patru decenii de la constituirea entității administrative teritoriale Raionul Ialoveni. Deceniile parcurse de Raionul Ialoveni și oamenii acestuia încrustează în palmaresul său multipli glorii și frumoase izbânzi. În contextul aniversar constat cu bucurie prodigioasă colelare între instituția omageală și Biserica Ortodoxă din Moldova, reprezentată local de către protopapiatul bisericilor din Raionul Ialoveni. În colaborarea fructuoasă dintre direcțiile Consiliului Raional și protopapiatul bisericilor din Raion, am reușit să valorificăm domeniile de importanță publică, precum educație, cultură, sport și altele. Dintre activitățile de succes aș dori să menționez predarea educației spiritual-morale în școlile de raion pe parcursul al ultimilor 15 ani, crearea primei clase de religie dotate cu cele mai performante tehnologii informaționale din satul Costești, fapt care va spori propovăduirea cuvântului Domnului în rândul tinerilor, centre de zi pentru categoriile social vulnerabile, cantine sociale, diverse activități culturale organizate în contextul marilor sărbători, Paștele, Crăciunul, Hramul localităților. Competiții sportive organizate în parohii atât la nivel raional, național și internațional. Și nu în ultimul rând, să amintim conlucrarea rodnică cu toți președinții raionului, care întotdeauna au fost receptivi și împreună cu Consiliul au venit în ajutorul bisericilor și am contribuit la susținerea lucrărilor de renovare și construcție a sfintelor locașuri. Roadele muncii noastre comune vor primi aprecierea poporului. La acest ceas de sărbătoare am onoarea să vă transmit în semn de prețuire și recunoștință diploma înalt preasfințitului Vladimir, metropolit al Chișinăului și al întregii Moldovei. Diploma
Se decernează Consiliul Raional Ialoveni cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la fondarea Raionului Ialoveni pentru activitatea prodigioasă în vederea promovării valorilor spirituale și culturale în țara noastră. Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldovii, 30 aprilie 2017, orașul Chișinău. La mulți ani al nostru raionul Ialoveni! În continuare ne va vorbi un alt bun prieten al raionului, Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, stimată doamnă ministru, domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor consilieri județeni, raionali, domnilor primari ai localităților din raionul Ialoveni, în numele Consiliului Județean Dâmbovița, dați-mi voie să vă adresez sincere felicitări prilejuite de această frumoasă aniversare. Dați-mi voie să reafirm încă o dată sprijinul județului Dâmbovița pentru a dezvolta obiective de interes comun în raionul Ialoveni, așa cum am spus și la festivitatea pe care am avut-o cu ocazia semnării acordului între raionul Ialoveni și județul Ilfov. Sper ca toate localitățile din raionul Ialoveni să aibă un omolog cu care să discute în județul Dâmbovița. Noi am spus din anul 2014, de când am semnat acordul de colaborare, că vremea vorbelor a trecut, este vremea faptelor. Am demonstrat că facem lucruri bune din 2014 în raionul Ialoveni. Vom fi prezenți, domnule președinte, la inaugurarea grădiniței de la Ruzești Noi. Vom fi prezenți, domnule președinte, alături de acțiunile dumneavoastră cu ocazia altor întreprinderi pe care intenționăm, așa cum am discutat cu prilejul întâlnirilor noastre, să le facem în acest raion. Și glumeam cu colegul meu, domnul vicepreședinte Alin Manole, cred că trebuie să mai fac și o grădiniță să mă face cetățean de onoare, dar vă asigur că cu sprijinul Consiliului Local Consiliului Județean Dâmbovița vom dezvolta și alte acțiuni de colaborare cu noastră. Domnule președinte al Parlamentului, doamna ministră, domnilor președinți de raioane, domnilor președinți ai Consiliului Județean, domnilor primari, domnilor consilieri, stimați ialoveni, Hristos a înviat! Vă mulțumesc pentru invitația la acest eveniment, domnule președinte. Sunt onorat și încântat. Sunt născut în Comarna, pe malul Prutului. Sunt de aici, alături de dumneavoastră. Și totdeauna, de când eram copil, îmi puneam întrebarea, oare de ce este Prutul între noi, între cele două localități, copii fiind, ne strigam de pe un mal pe celălalt și vorbeam de acum în urmă de 50 de ani. E o întrebare care și acum persistă. Dar Iașul este alături de dumneavoastră. Iașul a donat pentru toate școlile din Ialoveni, împreună cu Mitropolia Moldovei, carte religioasă la școlile de la ciclu primar. Iașul, prin Iași, prin Euroregiune, sunt și președintele Euroregiunii Siret Prodnistru, s-a adus aici la Ialoveni cel mai mare proiect transfrontalier de peste 2 milioane de euro pentru centrul de expoziție și instruire. Și urmează următorul ciclu financiar european și sperăm și alte proiecte împreună să le desfășurăm aici la Ialoveni. Aici la Ialoveni s-a găsit o echipă excepțională. Vă felicit, domnul președinte, pentru echipa care o aveți și care promovați toate proiectele noastre. Avem 8 comune din județul Iași care
fac demersuri de înfrățire comune din Ialoveni. Dar, stimate domnule președinte, avem foarte multe de făcut. Foarte multe și multe proiecte. Din partea județului Iași și împreună cu reprezentanții celorlalte județe care sunt alături de dumneavoastră, din Arad, Alba, Dâmbovița, Vaslui, Prahova, Ilfov, noi vă vom fi alături și vom construi împreună. Și rog pe doamna ministră al culturii să vină, să urce pe scenă, deoarece noi am trăit prin cultură, trăim prin cultură și trebuie să ducem tradiția mai departe. În Iași este cea mai mare, s-a descoperit cea mai mare civilizație culturală, civilizația cucuteni de ceramică. Noi suntem aici de 5.000 de ani și îi mânez, doamne ministră, să continuăm proiectul cultural între Moldova, Republica Moldova și Iași și România la următorul târg de ceramică de la Cucuteni, este emblema Iașiului, este în județul Iași-Cuteniu și cu siguranță atunci nu e ne despărțea o apă. Vă mulțumesc și vă aștept! Pentru domnul președinte care ne-a ajutat foarte mult la aniversarea de 40 de ani de la înființare, în semn de recunoaștere pentru contribuția adusă la dezvoltarea euroregiunii Siret-Prudnistru și pentru participarea activă la consolidarea relațiilor transfrontaliere dintre județul Iași și Republica Moldova, o diplomă de excelență și promovarea următoarelor proiecte. Vă felicit și vă spun la mulți ani. Cu siguranță vom fi alături de dumneavoastră și la bine, și la rău, și în administrație, și la grădinițe, și la școli, și la alte proiecte care le veți promova. Vă mulțumim și la mulți ani! Stimat public, astăzi a fost semnat acordul de colaborare cu județul Ilfov. Din partea ilfovenilor a semnat domnul Rizia Tudorache, vicepreședinte al Consiliului Județean, căruia îi oferim cuvântul. Domnule președinte al raionului Ialoveni, doamnelor și domnilor, ce poate fi mai frumos ca într-o zi de sărbătoare să semnezi un protocol de colaborare și înfrățire cu un județ care astăzi își sărbătorește realizările și din câte văd nu sunt puține, sunt multe și frumoase, drept pentru care eu, în numele colegilor mei, consilieri județeni, în numele președintelui Consiliului Județean Ilfov, în numele ilfovenilor, vă felicit și vă urez la mulți ani. De asemenea, mulțumesc domnului președinte al raionului Ialoveni, domnul Dimitriu, pentru inițiativa frumoasă care a avut-o de a realiza împreună și semna un protocol de colaborare și înfrățire, pentru că acesta ne dă posibilitatea să colaborăm, să cooperăm pe mai multe domenii de activitate, cum ar fi economic, cultural, pe învățământ și așa mai departe. Cu siguranță o vom face. Domnul senator Ciuțuianu spunea mai devreme să ne ajungeți și să ne depășiți. Cu siguranță vom fi acolo, în spatele dumneavoastră, și vom încerca să facem lucruri frumoase pentru acest raion, pentru Ialoveni. Și cu siguranță vom încerca să depășim predecesorii noștri. În urma discuțiilor care le-am avut în aceste două zile de când suntem pe meleagurile raionului Ialoveni, a mai reușit un lucru pe care cu siguranță o să încercăm să-l ducem la îndeplinire, și anume să încercăm să
realizăm, să încercăm să semnăm protocola de colaborare și înfrățire cu celelalte raioane ale Republicii Moldova care se învecinează cu capitala Chișinău. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că județul nostru, Ilfovul, se învecinează sau îmbrățișează sau încercuiește capitala de, București de jur împrejur. De atunci ne dorim ca cu toți vecinii Chișinăului să realizăm astfel de protocoale de colaborare și înfrățire. Încă o dată, felicitări pentru realizări. Onorat public, prin decizia Consiliului Raional al Oveni din 2 martie curent, unor personalități marcante din raion li s-a conferit titlul onorific cetățean de onoare al raionului Ialoveni. Așa, eu o să citesc numele, o spun câteva caracterizări și dumneavoastră, stimați premianți, vă rog să vă ridicați în scenă. Tudor Tagadiuc, care pe parcursul mai multor ani s-a aflat în fruntea Asociației Agroindustriale al Oveni, contribuit din plin la consolidarea sectorului industrial și agricol. Aplauzele noastre, vă rog frumos! Domnul Tudor Tagadiuc. Invităm în scenă de asemenea pe domnul Vasile Iovu, artist al poporului originar din satul Bardar, care ne-a dus faima departe de hotarele raionului. Invităm în scenă pe surucenianul Ion Surucianu, care cred că nu are nevoie de caracterizări. Avem posibilitatea să zicem un cuvânt de gratitudine și respect domnului Ion Căpățână de la Rusești Noi, care pe parcursul mai multor ani a fost cartă de vizită a Republicii în mai multe țări ale lumii. Ion Căpățână, aplauze, vă rog frumos! Între personalitățile menționate cu titlul onorific sunt și câțiva deputați din primul Parlament al Republicii, care în mod deosebit au contribuit la renașterea conștiinței naționale, la reanimarea simbolurilor noastre sfinte, limbă, alfabet, tricolor. Așadar, invităm în scenă pe domnii Ion Palancica, Anatol Șalaru, Vlad Darie și Mihai Cotorobai. Voi mai menționa că între premianți sunt și deputați în primul Parlament, binecunoscuții Anton Terente și Gheorghe Efros, dar care din motive obiective nu au avut posibilitatea să se deplaseze aici la această festivitate. Domnul președinte, avem de lucru. Thank you.
Poftim! Da, Comisia pentru Administrare și Economie Locală. Stimați pământeni, onorată adunare, dacă țineți minte, în Parlament eu mă prezentam specific și acum este cunoscută fraza. Deputatul Cotorobai, circumscripția 380, Țipala, Ialoveni. Și unii și astăzi întreabă, și atâta eu țipam la ielovenice. Deci era vorba de centrul de circumscripție unde am fost cunoscut a circumscripției 380, care în principiu eu eram ultimul pe lista deputaților, ultima circumscripție, și când se ajungea la votul nominal, ielovenii erau cei mai întrebați. Și nu fi de nemodestie, mai ales Cotorobai, că era ultimul vot nominal care putea să hotărască în principiu soarta decizii. Stimați pământeni, ar fi o nedreptate dacă eu nu aș mulțumi astăzi oamenilor care mi-au încredințat atunci mandatul 380, circumscripția Țipala, unde au intrat respectiv satele cunoscute și satul Puhoi, de unde eu sunt, de Baștină. Puhoiul, într-adevăr, astăzi s-a mai pomenit, s-a menționat, doamna ministra a spus soarta Bardărului, dar Puhoiului e și mai interesant. Deci, dacă luăm pe metrică, eu sunt născut în raionul Chișinău. Pe timpul meu, Puhoiul era în raionul Chișinău. Apoi a fost raionul Bulboaca. Și apoi a fost raionul Nenii Noi. Și când am auzit și noi de ieloveni, Bardarul măcar aici, într-o parte, dar Puhoi unii se află, înconjurăm Chișinău ca să ajungem la Bardar. Dar până la urmă, sigur că soarta a fost în folosul respectiv, deoarece astăzi este cunoscut, într-adevăr, raionul ieloveni, nu numai în Moldova, și să zicem, în lumea întreagă, datorită personalităților care sunt astăzi în fața dumneavoastră. Eu vreau să mulțumesc frumos pentru acest titlu și să știți că asta mă obligă încă o dată să pun umărul în măsura în care îmi permite. Aveam noi un coleg care spunea ca jurist, îmi permite legislația, să ajutăm, să susținem și să promovăm, e clar, valorile care stau în fața activității conducătorului de astăzi a raionului Ialoveni. Mulțumim frumos pentru titlul conferit și trăiască ialovenii și ialovenenii în întregime. La mulți ani! Așa, încă o dată felicităm personalitățile care sunt aici în fața dumneavoastră și le dorim în continuare multă sănătate și multe realizări în domeniile pe care le profesează. Onorată asistență, prin decizie a unei comisii speciale cu prilejul sărbătorii 40 de ani ai raionului Ialoveni, s-a decis menționarea unui mare grup de concetățeni ai noștri din diferite domenii și care la anumite perioade au contribuit, iar alții încă continuă să contribuie la prosperarea raionului Ialoveni. Eu o să dau citire numelor și dumnealor se vor urca aici în scenă alături de noi. Grigore Borte, care a pus pe picioare comerțul din raion. Mihail Busuioc, construcții.
Petru Moldovanu, învățământ, educație, primiți așa cum doriți. Gheorghe Roman, complexul agroindustrial, vă rugăm frumos, urcați aici alături de noi. Domnul Tudor Iasinski, care și complexul agroindustrial, dar și administrație. Domnul Roman Gheorghe. Este, s-a pornit, da? Bine, mulțumim. Din medicină, doamna Lidia Hanganu. Din administrație, domnul Petru German. Și din gospodăria sătească, și din administrație, și din asistență socială, domnul Stelian Coreja. Și din administrație, și din sindicate, și din cultură, domnul Mihail Silistraru. Mass media, Nicolae Roșioru. Complexul zooveterinar, domnul Vasile Ursachi. Gospodăria drumurilor, Ștefan Caunov. Sau Caunov, scuzați. Din sport, dar și din administrație, Anatol Moldovanu, senior. Din administrație, dar din industria vinicolă, domnul Vladimir Braga. Din agricultură, domnul Ion Cebotar. Mass media, Tamara Castrașan. Radio, care, scuzați, numai e. Din învățământ, Valentina Casianov. Din agricultură, Vasile Roman, care continuă să activeze și nu fără succes. Din cultură, binecunoscutul Andrei Ungureanu. Din educație, doamna Maria Nartea. Administrația publică locală de nivelul 1, 2 primari avem Daniel Țonu și Mihail Catan. Binecunoscută Galina Zinari din educație, din complexul agroindustrial și ecologie și administrație, Ion Ionaș. Asistența socială este reprezentată prin harnica Larisa Ilașcu de la Gangura. Inspectoratul Raional de Poliție, cu mare respect, a propus-o pe doamna Ala Gheorghiță. Din un domeniu mai puțin profesat la noi, dar foarte necesar, turism și gospodăria piscicolă, Gheorghe Deaconu. Administrația publică locală, Alexei Tonu. Din administrație, dar și din gospodăria de gaze și de la de unde a mai activat dumnealui, Petru Moraru. Din industria vinicolă, scuzați, Boris Duca. Din cultură, Ion Sârghi. Din medicină, Stelian Cucu. Din sport, Mihail Răileanu. Din cultură, Nicolae Schițco. Biblioteconomie, Larisa Petcu. Finanțe, Valeriu Racu. Educație, Nadejda Cojocaru. Opa. Petru Costin, binecunoscutul colecționar care ne-a dus faima raionului departe, departe de hotarele ei. Din administrație, dar și din gospodărie agricolă, Vasile Uzun. Din sistemul judecătoresc, Iurie Șaslivăi. Din învățământ, Valentin Coteț. Din complexul agroindustrial, cu ajutorul căruia în raion au fost implementate câteva proiecte de amploare și de răsunet, Ion Sule. Din medicină, Andrei Beregoi. Și din organele procuraturii, Valeriu Dermenji. Iată-i în fața dumneavoastră și rog să-i aplaudem cu tot respectul. Acum urmează înmânarea regaliilor. Așa.
Așa. Mihail Busuioc. Unde? Ridicați mâna că nu vă cunoaște. Petru Moldovanu. Gheorghe Roman. Tudor Iasinski. Lidia Hanganu. Petru German. Este și Nicolae Cotorobai, dumnealui a telefonat, nu are posibilitate să vină. Stelian Coreșa. Mihail Silistraru. Nicolae Roșioru. Pune aici, nu-i trebuie. Vasile Ursachi. Anatol Moldovanu. Ion Cebotar. Tamara Castrașan. Opa. Stelian Cucu. Ion Sârghe. Mihai Răileanu. Noi. Chitsco Nicolae. Larisa Petcu. Valeriu Racu. Noi. Nadejda Cojucaru. Este doamna mea în fărnic. Ștefan Căunov. Vladimir Braga. Valentina Casianov. Vasile Roman. Aici e alăturea. Pune aici. Andrei Ungureanu. Larisa Ilașcu. Ala Gheorghiță. Gheorghe Deaconu. Alexei Tonu. Și alăturea Petru Morar. Boris Duca. Noi. Este. Vasile Uzun. Petru Costin. Iurii Șaslivăi. Valentin Coteț. Ion Sule. Noi, da? Andrei Beregoi. Valeriu Dermenji. Așa, și ea nu a telefonat că nu are posibilitate. Daniel Țonu. Mihail Catan. Galina Zinar. Ion Ionaș. Grigore Bortă. Unde este? Acolo undeva. Nu se poate urca, da? Valentin Coteț, noi. Așa. Maria Nartea. Așa. Și sunt persoane care, nu, spuneam, nu au avut posibilitate, dar dumneavoastră trebuie să-i cunoașteți. Nicolae Cotoroba de la Rezeni, Valentin Coteț, profesor, Vasile Șianu, inginerul care a contribuit la schimbarea la față a raionului de Ialoveni. Dumneavoastră, domnul președinte, aveți de ce m-au dimânat cadouri, da? La ieșire, da? Așa. Dumneavoastră, alegeți o persoană care să vorbească în nume.
Domnilor președința Raionului Ialoveni, domnule președinte a Parlamentului, doamna ministru, onorați oaspeți, doamnelor și domnilor, am onoarea să vă salut, să vă zic bine ați venit la Ialoveni. Mă bucur că suntem astăzi împreună pentru a sărbători 40 de ani de la fondarea Raionului Ialoveni. În viziunea mea, fondarea Raionului Ialoveni a fost benefică pentru localitățile Raionului Ialoveni, deoarece pe parcursul acestor 40 de ani s-au făcut multe lucruri bune și frumoase în acest raion, ca astăzi raionul să, la multe capitole să fie printre primele în Republica Moldova. Și ne bucurăm cu toții de aceste rezultate. Vreau să aduc mulțumiri tuturor celora care pe parcursul acestor 40 de ani au contribuit la dezvoltarea raionului Ialoveni. Să nu uităm de cei care astăzi nu mai sunt printre noi, dar au stat la baza fondării acestui raion. Să-i zicem Dumnezeu să-i ierte și Dumnezeu să-i aibă în grijă lor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la creșterea economiei raionului Ialoveni. Să le mulțumesc tuturor celor din administrația publică, din învățământ, sănătate, cultură, servicii, comerț, tuturor celor care și-au adus contribuția ca la ziua de azi noi să vorbim despre rezultate frumoase a raionului nostru. Pe parcursul acestor 40 de ani, sigur, au fost timpuri și mai bune și mai grele. Mi-aduc aminte, 10 ani în urmă am sărbătorit 30 de ani a raionului, iar la 2-3 luni am fost ales în funcție de președinte al raionului. Pe atunci timpurile erau mult mai complicate decât astăzi. Se cereau investiții colosale pentru construcție, pentru reparații capitale, pentru ca instituțiile bugetare să funcționeze într-un regim normal. Și slava Domnului că pe parcursul a 40 de ani, împreună cu Consiliul Raional, împreună cu primarii, consiliile locale, cu societatea, susținuți de bugetul de stat, de partenerii de dezvoltare, am reușit să implementăm multe proiecte și să investim pe parcursul a 4 ani de zile peste 200 de milioane de lei. Poate pentru ziua de azi această sumă nu este impresionată, dar vreau să vă spun că 200 de milioane de lei a fost mai mult decât 12 ani președinți investiți în raionul Ialoveni. În grija noastră tot timpul a fost omul. Mai cu seamă oamenii care sunt mai vulnerabili decât noi. Vreau să vă spun un lucru. Dacă în 2004-2006 în asistența socială activau circa 50 de persoane, aceste servicii au fost dezvoltate într-atât încât astăzi activează în asistența socială peste 250 de oameni. Deci asta este o cifră care vorbește despre grija administrației publice față de locuitorii raionului Ialoveni. Folosând în mod de momentul că aici este și președintele Parlamentului, domnul Andrean Cadu, care este pământeana noastră, și doamna ministru, care tot este pământeana noastră, în lumina prevederilor reformei administrației publice locale și administrativ-teritoriale, vreau să vă rog să aveți în vedere că următoarea formațiune administrativ-teritorială ca centru să fie în Ialoveni. Și cred că nu o să dați greș, o să aibă de câștigat toată populația acestei formațiuni mari. Vă mulțumesc, vă felicit cu această frumoasă sărbătoare, vă doresc sănătate, pace în sufletele dumneavoastră, bucurie de la cei dragi, tot ce este bine și frumos pe acest pământ și Dumnezeu să ne ajute la lucruri bune și frumoase, pentru că acolo unde este unire, acolo unde este dorință, este dragoste, numai decât și Dumnezeu vine cu mila Lui și ne ajută. La mulți ani, raionul Ialoveni, Hristos a înviat! Mulțumesc! Așa. Eu am permit cu învoirea președintelui să recit o poezie care e scrisă de domnul Nicolae Roșuoru acum 3-4 ani în urmă despre Ialoveni. Pe un picior de plai cu nuci și vii bătrâne te-ai ridicat pe vatra unui sat
și ai răzbit ca bobul cel de grâne din lut matern spre cerul luminat. Te-au înălțat prin fapte și cuvinte neînfricații cei mai demnioșteni în apărarea limbii noastre sfinte și al numelui tău vechi de Ieloveni. Cu hramul cuvioasei paraschive, evlavios și tânăr și semnes, tu ești ca pomul lăcrimat de seve, orașul nostru, orașul drept. Rusești noi, văsieni, Ulmu, Horodca, Malcoci, Nimoreni, Suruceni, Dânceni, Sociteni și, bineînțeles, Ialoveni. Orașul, am anunțat, orașul Ialoveni, domnul Armașu. Vorba aceea, domnul Armașu, te așteaptă tot orașul. Așa, și conducătorii satelor noastre beneficiază de un gest din partea Consiliului Raional Ialoveni. Noi sunt nevoit să mă repet, le mulțumim pentru contribuția care au aplicat-o la organizarea acestei festivități și să vedem ce ne vor spune dumnealor. În numele Asociației Primarilor din Ialoveni ne va vorbi domnul Mihai Catan, primar de Molești. Domnul Catan, aveți cuvântul. Onorați oaspeți, stimați locuitori al raionului Ialoveni, eu, din numele Asociației Primarilor, ca președinte de primarul, vreau să vă felicit cu această frumoasă aniversare și vreau să vă spun că în rândul primarilor sunt colegi care au lucrat aproape de la începutul înființării raionului Cutuzov, care au stagiu și 20 de ani și mai mult de 20 de ani, care este la 5-lea mandat, la 7-lea mandat, la 4-lea mandat, la 2-lea mandat. Deci și-au făcut lucru foarte onest, ceea ce fac și astăzi. Din numele Asociației Primarilor, vreau ca raionul Ialoveni să fie așa cum a fost tot timpul, un raion elită, fiindcă acest raion tot timpul s-a manifestat cu foarte multe talente ce țin și în domeniul administrației publice. Îmi pare foarte bine că aici în fața mea stau colegii mei, acei colegi care lucrează zi de zi, care este punctul de pornire în administrația publică, acei care știu nevoile, necazurile locuitorilor de acolo de unde vin ei. Vreau să mai spun că pe parcursul anilor, chiar și eu personal am început a lucra cu acei președinți de reane care au fost aici pe scenă, începând de la domnul Braga, domnul Silistraru și alții toți care au lucrat, și domnul Racu și toți șefii de publici care au fost parcurs, care au avut o foarte bună colucrare pe parcursul anilor și care o avem și acum. Numai grație acestui lucru, noi am obținut și obținem ceea ce avem în satele și orașele raionului Ialoveni. Eu vă doresc sănătate, vreau să mulțumesc domnului președinte pentru invitația colegilor noștri, colegilor primari, și vreau cu deosebit respect față de oaspeții din România, care au putut, au dorit și doresc și acum și în prezent, prin declarația lor, ca să facă aceste gesturi destul de frumoase de a lucra cu noi, începând de la înfrățiri și mai departe. Eu vă doresc multă sănătate, vă doresc toate cele bune și, cum a spus și domnul Candu, mă repet și eu, poate la 101, dar poate la 50, unii de noi vor mai ajunge și vom jubilea acest jubileu de 50 de ani ai raionului. Numai bucurie, numai soare spre dumneavoastră, numai semnătate și la mulți ani Ialoveni. Hristos a înviat! Între primari este și decanul de vârstă și cu cel mai mare stagiu în munca de primar. Este vorba de, am crezut că știți, Daniel Țonu de la Zâmbreni. Mult stimată lume adunată, mult stimate domnul președinte, eu
sunt azi bucuros și sunt trist. Trist că acum cu 40 de ani în urmă eram Flăcău pe când doamna ministră care se lăuda aici era una din cele mai bune fetișcane sau cele mai exemplare școlăriți, secretarul organizației comsomoliste de la liceul din Bardă. Astăzi dumneavoastră este ministru și cred că va fi ministru pe mult timp înainte. Dar nici eu cred că zâmbrenenii încă văd că m-au încredere în mine, nu știu, este altul mai bun ca mine, ori nu găsesc așa ca mine, nu știu, dar sunt bucuros că îi merge vestea din Raion, de la formare, s-a format Raionul, se căutau ca să fie și bani, pe locuri gologani, orțoni, cam uneva așa. Dar eu nu l-am rugat chiar tare pe domnul președinte să-mi dea cuvântul, dar dacă mi-a dat cuvântul, am și eu așa, că zice, cineva-i cineva, dar cineva nu-i cineva. Răziată, aici de dumneavoastră este colegul meu de școală, Ion Palanșică, deputat și el ca și Braga tot deputat, chiar și președinte de Raion a fost. Numai ca vedeți, nu am căput în primii șese. Dar nu mai vorbim de ceilalți, de ceilalți președinți de Raion, care ei tot au făcut foarte mulți, mult pentru Raion. Eu, mult stimată lume, nu știu care-i spune, dar eu nu știu când a fost, cu toate că din 40 de ani, 25 de ani am fost și eu, m-am chinuit, orică eu cu zâmbrenii, ori zâmbrenii cu mine, nu știu, dar 25 de ani sunt primar la zâmbreni. Și iată, 10 ani nu a fost, 20 nu a fost, la moldoveni se face de 40 de zile, eu nu știu, eu... Nu știu, face mai rău ora ghine, pentru că azi e veselie la oameni, e ghine. Și m-a încredințat președintele Parlamentului că dumnealui va veni și la 50 de ani la Raionul Ialoveni. Așa că speranța aceea că ia ca Raionul Ialoveni nas și ei cred că trebuie să duc pe apa sâmbetei. Eu doresc la mulți alții ca mine să fie mai îngăduitori. Că tare mult aveți câștig dacă eram mai altfel. Dar așa am făcut multe împreună cu dumneavoastră, împreună. Și care deputat, nu mai vorbit de Stepaniu când vroiesc și ei deputat, zice că, iată, nu știu era, bă. Eu vreau și un deputat. Faci drumul de la Zâmbreni până la Costeci, da, că noi și noi când era... Anienii noi eram marginea cu anienii noi, când eram cu Hâncești, marginea cu Hâncești. Și ia cam 40 de ani, atâtea lucruri bune s-au făcut, dar drumul dintre Zâmbreni și Costești nu s-au mai făcut. Și eu cred că în viitor, poate nu chiar 40 de ani, dar trece o leac mai puțin și s-au mai face și ele nefăcute. Vă doresc sănătate la toată lumea! Așa. Ca să paraprazăm ceva, că nu-i primar pe lumea asta să nu fi scris o poezie. Domnul Pavel Codreanu. Frunză-n prun, frunză sub prun, păi noi suntem primarii buni din țara, cu vin străbun, cu cireșele petroase și cu fetele frumoase. Dar foaie verde de bohor, m-a pus dracu să mă însor. Dar nevastă ca a mea nu mai are nimeni ochioșică, frumoșică, tortoșică, bortoșică, alintată, legănată și folos că-i măritată, dar de ghine cu mine. Onorate președinte a Parlamentului Republicii Moldova, stimați președinți și vicepreședinți a Consiliului Județene de peste Prut, bună ziua și Hristos a înviat! Subliniez faptul că este onoare pentru mine și în numele colectivului aparatului Raionului Ialoveni, aducem sincere felicitări tuturor ialovenienilor cu ocazia celor 40 de ani de la fondare. Iar în minutele ce urmează, tot în numele colectivului aparatului președintelui, urmează să înmânăm două diplome de excelență. Diploma de excelență se decernează domnului Anatolie Dimitriu, președintele Raionului Ialoveni, pentru performanța profesională aplicată, pentru implicarea motorie și meritorie în dezvoltarea administrației publice, cu înalte aprecieri pentru serviciul nobil adus administrării Raionului, pentru dialogul românesc și valorile europene împărtășite cu cetățenii. La mulțumim frumos, domnule președinte, și la mulți ani!
să știți, a fost o surpriză, nu era în scenariu, n-au coordonat cu mine și sigur în acest moment am mai mari emoții decât am vorbit în fața tuturor celor oficialități care au fost aici. Eu sincer vreau să mulțumesc și eu întregului aparat cu care lucrez și n-am menționat în cuvântul de salut o mulțumire deosebită. Vreau să aduc agenților economici care au contribuit, să știți, în urma unei scrisori adresate de către mine, către toți agenții economici din raionul Ioloveni, au contribuit masiv la organizarea acestei festivități. Vor fi publicate numele lor pe aceste ecrane mai târziu când se va vedea, dar astăzi aici vreau încă o dată să le aduc mulțumire tuturor celor care au contribuit financiar la organizarea festivității date. Mulțumim! La fel cu aceeași plăcere și cu o înaltă apreciere, decernăm diplomă de excelență domnului Nicolae Mereacre, secretarul raionului Ioloveni, pentru performanța profesională aplicată, pentru implicarea meritorie în dezvoltarea administrației publice, cu alte aprecieri pentru serviciul nobil adus în administrarea raionului. Mulțumim, domnul Nicolae! Voi sunt